Azi sunt mulți oameni chinuiți, obosiți. În sensul direct al cuvântului, chiar mulți creștini sunt obosiți. Și știu de ce. Pentru că mulți au început în duh, dar au terminat în fire. Foarte mulți oameni au început cu duhul, dar au terminat cu firea. Am văzut foarte mulți astfel de oameni. Oricât de mult am tras de ei și am chemat, oricât efort am depus, dar alegerea și hotărârea trebuie să facă omul. Am investit nu doar câțiva ani, ci zeci de ani pentru mulți oameni, ca să se schimbe, ca să-i scot din acele lanțuri sufletești, din fire, pentru că știam cu ce se va termina, însă oamenii au rămas acolo. Iată ieșirea din aceste probleme pe care le avem în viață, din diverse situații, în familie și tot așa. Veniți la mine, la cine? La cuvântul lui la Isus, adică să intrăm în Duh, să devenim duhovnicești. Pentru că rezolvarea avem în Duh, în acea poziție pe care au pierdut-o cândva Adam și Eva. Veniți toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Rezolvarea este în cuvânt. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Veniți la mine, spune el. Cei trudiți și împovărați. O, am nevoie de copii. O, am nevoie de soț sau soție. Am nevoie de mașină sau altceva. Nimeni și nimic nu te va face fericit în acest moment. Este o iluzie. Noi trebuie să alegem binecuvântare sau blestem, fericire sau nefericire. Viață sau moarte. Și nimeni nu este vinovat. Este alegerea noastră. Cu aceste lucruri se va proslăvi Tatăl nostru Ceresc. Ioan, capitolul 15. Dacă vom aduce mult rod și vom fi ucenicii Lui. Amin. Aceasta este voia lui Dumnezeu, ca viața noastră să fie fericită, ca să fim binecuvântați, ca să fim fericiți, ca să fim roditori. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Pentru aceasta a venit Iisus în viața mea și a ta. Pentru aceasta a venit El pe acest pământ. Amin.